Lansarea cărții giurgiuvencei Gigica Ivonet pe Tănaru nu s-a făcut în prezența unor foarte cunoscuți și valoroși truditori în sfera culturii locale, ca să nu mai vorbim de omologii din țară. Doar câțiva lucrători în diferite ateliere ale cioplitorilor de litere, membri și prieteni ai familiei autoarei și câțiva reprezentanți ai presei au fost prezenți la manifestare. Mamă nașă a recentei lucrări lansate, Mariana Brăgaru, autoarea de prefață, este și cea care a încurajat-o pe Pep Tănaru în demersul său. Iar când Gigica mi-a spus aici ce are de gând, am spus, fă-o, atâta timp cât poți, atâta timp cât vrei, fă-o, pentru că nimeni n-a avut inițiativa asta. De aceea i-am spune mie mama nașa. Prin fotografia căror calitate ar fi putut fi mai bună, unele dintre cele mai importante monumente și statui din Giurgiu sunt prezentate giurgiuvenilor și eventualilor turiști sosiți în orașul de la Dunăre. De altfel, broșura, căci se dorește o ediție a doua revăzută și adăugită, se dorește a reprezenta un ghid de prezentare turistică a orașului autoarei.